Lunile astea au fost așa mai wild cu filmele care au tot apărut și încasările pe care le-au avut aceste filme. Toate că mari au fost pentru o perioadă destul de lungă de timp filmul cu cele mai mari încasări, acest lucru a fost detronat recent de filmul Barbie. Hai să vorbim despre asta azi. Ok, dar înainte de a începe clipul de azi, nu uitați să spulberați butonul de subscribe pentru că veți avea ce să vedeți pe aici. Comentariul se devine de la Constantin care zice, da la fel, da Constantin, chiar așa și este. Cumva toată bătălia asta între filmele Barbie și Mario la box office nu era atât de așteptată, adică nimeni nu se aștepta ca un film cu Mario să facă atât mulți bani. Dar ei, uite, s-a întâmplat. Iar acum și Barbie practic face cam același lucru și anume că încă se bucură de încasări extrem de mari. Barbie mai are și avantajul faptului că încă rulează în cinemauri. Adică în momentul în care vorbim, filmul mai este în cinemaurile din toată lumea. Deci, în a way, sunt șanse destul de mari ca filmul Barbie să facă mai mulți bani decât Mario. Vorbim așadar aici despre două filme care au bătut la nivel național în Statele Unite suma de 500 de milioane de dolari, iar pe plan internațional au depășit chiar miliardul. Bine, într-un fel este și de așteptat că atât Mario, cât și Barbie sunt lucruri pe care cam oricine din lume le recunoaște. Deci, din acest punct de vedere, putem spune că da, avea sens ca lumea să vină la film pentru a se bucura de aceste două imense francize. Pe de o parte avem fanii lui Mario și pe de altă parte avem și fanii lui Barbie, și anume a jucăriilor cu care multe persoane au crescut. Deci, nu e justificat că aceste două filme au reușit practic să bată record după record și să se bucure în același timp de o recunoaștere atât de mare la nivel mondial. Cumva chestia asta este bună pentru că atât Nintendo are în vedere să mai facă filme cu universul său, în timp ce Metal, firma de jucării care a realizat-o pe Barbie, face practic aceleași lucruri și sunt șanse mari ca să mai vedem și alte întâmplări din această lume Barbie. Anyway, indiferent cum o iei, a face un miliard de dolari la nivel mondial în ziua de azi este foarte greu și e chiar surprinzător că aceste două filme au reușit lucrul acesta în ziua de azi. Iar dacă am vorbit azi despre Mario, uite aici un clip în care zic câteva lucruri despre filmul Mario. Ia bagă un tip aici să vezi despre ce e vorba.